Fie că știm la bază, da? Că suntem spirit, parte din conștiința divină și natura noastră este aceea de bliss, bucurie, pace, iubire. Adică toate lucrurile pe care le căutăm în exterior sunt deja aici și acum, în interiorul nostru. Și unii dintre voi, da, fiecare experimentăm mai mult sau mai puțin acest adevăr, poate mai mult în meditații sau în meditații profunde, când energia se retrage din exterior. Și ăsta e primul filtru prin care aș vrea să pornim această discuție. Și chiar vreau să fac o mică schemă, un omuleț. Acum, dacă nu v-ați dat seama, spuneam, în sinele nostru, modul cum suntem creați de creator, avem acces necondiționat la starea de bliss, de bucurie, de iubire și ce spuneam mai devreme. Ce se întâmplă este că datorită experiențelor pe care le-am trăit încă din copilărie, da? Traumatice, frici, provocări și așa mai departe. Ce se întâmplă este că, da, dacă fluxul energetic circulă liber de-a lungul coloanei, prin punct centri energetici, avem acces la această stare, la acest bliss, da, necondiționat. Este acolo în permanență. E bine, ce se întâmplă este că datorită experiențelor de viață, da, s-au format, dacă vreți, blocaje în jurul acestor centri energetici și astea se formează datorită fricilor, da? Datorită anumitor experiențe dureroase pe care nu s-au întâmplat doar atunci, da? Mai ales că nu știam cum să le gestionăm, ele s-au stocat energetic, la nivel mental, la nivel de corp fizic, la nivel, da, pe toate planurile ființei noastre, s-au stocat, dacă vreți, aceste blocaje și le numim frici. Și ce se întâmplă este că datorită acestor blocaje nu mai putem, energia nu mai circulă. Și nu mai ne-am deconectat de starea noastră naturală de bucurie, de iubire, de bliss. Ce se întâmplă este că încercăm să compensăm, să aducem energie din exterior. Da, dacă am, să spunem, și o să vedem că legat de chakre sunt și nevoile noastre fundamentale, cele, da, similare cu ierarhia lui Maslow. Dacă în chakra 1 am un astfel de blocaj legat de siguranță, să spunem, sau de domeniul financiar, tot timpul vom încerca să aducem din exterior energie, siguranță, bani și așa mai departe. Chakra 2 e legată cu așa, varietatea, plăcerea, da? Și de multe ori aducem prin lucruri, substanțe, dependențe, se creează în felul ăsta. Da? Chakra 3 legată de puterea personală, de importanță și putem să o aducem în exterior, bineînțeles, din multe, în multe feluri. Unele care sunt mai puțin dăunătoare, altele care sunt mai dăunătoare. Da? Chakra 4, chakra inimii, la fel, legat de nevoia de iubire, de conexiune. Și de aici, de multe ori, da, de naturat, ne formăm acel tipar, dacă vreți, de people pleasing. Așa, câți dintre voi vă recunoașteți în asta să facem tot timpul pe plac celorlalți și să ne pierdem pe noi, da? Tocmai pentru a compensa și a aduce energie din exterior. Pentru că în interior, de fapt, este un blocaj, o frică pe care nu vrem să o simțim, pentru că este inconfortabil și atunci preferăm, da, să facem totul pe, bazat pe lumea exterioară. Inclusiv legat de comunicare, de a ne exprima autenticitatea, cine suntem, legat de viziune și așa mai departe.
Da? Dar ăsta este principiul de bază pe care sper să-l pot transmite și sper să ajungă, că sunt două strategii, da? De a obține ceea ce căutăm cu adevărat, ceea ce până la urmă este blisul. Și este de fapt conexiunea cu divinitatea, pentru că nimic altceva nu se poate să ne satisfacă cu adevărat decât pe moment. Da? Și strategia pe care cu toții am urmat-o, poate toată viața, este aceea de a umple blocajul, golul, cum vreți să-i spunem, deficitul de energie din exterior. Vă regăsiți? Știm la ce ne referim? Fie prin a demonstra, fie prin a obține, a face, da? Fiecare își formează o strategie unică. De fapt, mintea își formează o strategie unică. Ego-ul este în control în acest plan al minții, da? Ego-ul este atunci când sunt aceste blocaje și spuneam, ele se formează datorită experiențelor traumatice care sunt inevitabile în această experiență umană. Și atunci intră în rol ego-ul, așa se formează ca și protectorul sinelui, nu, de fapt nu sinelui, copilului interior rănit și ne trăim viața ego-ul încercând să facă copilul interior fericit, și anume maximizând plăcerea, adică aducând energie din exterior, de la persoane, lucruri, substanțe și așa mai departe, și evitând frica, evitând ca nimic din exterior să nu-mi atingă rănile, să nu-mi atingă blocajele, care de fapt ele sunt ca niște amprente energetice în corpurile noastre subtile, da? Se stochează acolo și se simt nașpa. Când, da? Ați auzit de expresia, nu? Cineva ne apasă butoanele. La asta se referă. Ne apasă fricile, ne apasă amprentele energetice, care atunci când sunt activate se simt inconfortabil. Și de asta noi tot timpul încercăm să, adică ego-ul nostru încearcă tot timpul să evite situațiile de genul ăsta. Ca tot timpul să încercăm să controlăm lumea, să manipulăm, să gestionăm situațiile astfel încât totul să fie astfel încât îmi este cunoscut, confortabil, să nu cumva să mi-apese cineva rana, da? Omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care pornește din gura tatălui. Ați auzit fraza asta pe care o spune Iisus? Ce înseamnă? Da? Nu numai cu lucrurile materiale, pâinea. Ce înseamnă cuvântul? La început a fost cuvântul, energia, Duhul Sfânt, Om, Shakti, Prana. Da, asta este hrana noastră fundamentală, pentru că așa suntem, așa funcționăm. De fapt, ce interesant este că la nivel de spirit suntem de fapt dincolo și de asta, și de energie. Da, Dumnezeu, conștiința pură, este dincolo de asta, doar conștiință, doar awareness pur. Însă până acolo mai avem de purificat câteva lucruri. Bun, da, deci asta e dualitatea. Evitarea fricii, dorințele, da? Obținerea plăcerii, care am văzut că nu funcționează niciuna dintre ele. Mai mult decât atât, tot timpul trăim într-o viață plină de stres, de tot timpul pe fugă, în care nu avem timp, în care noi așa trăim pe linia orizontală, aproape în permanență și nu avem timp de sine, ne conectăm, ne deconectăm tot mai mult de sine, de a ne hrăni de la sursă, da? Trăim pe pilot automat, în reacții și nu mai avem timp, nu așa, pentru până la urmă cea mai importantă muncă pe care o avem de făcut. Dar nu are relevanță asta, da? Știm teoretic, am de făcut
practici, meditații, dar pentru ce? Dacă nu am ști și dacă nu am experimentat, aici e cheia. Pentru că degeaba vă spun eu sau vă spun o grămadă de alte persoane sau citim, dacă nu avem experiența directă a acestui adevăr, dacă ne hrănim direct de la sursă, că de fapt tot ceea ce căutăm este deja aici, în interiorul nostru. De o intensitate, poate de mii de ori decât cea mai mare plăcere pe care am experimentat-o în plan fizic, multiplicat da, de 1000, de 1 milion și permanent. E un deal bun? Ce ziceți? Dar spuneam, nu are relevanță atâta timp cât nu trăim pe pielea noastră. Și de asta meditația e unul din instrumentele care ne ajută să ne reamintim lucrul ăsta. Și abia apoi să căpătăm, dacă vreți, motivația ca să facem acest proces de revenire la cum de fapt ne este dat să ne trăim viața, cum ne-a creat divinitatea. Dar ce se întâmplă este că ca să facem tranziția la linia verticală, trebuie să ne oprim. Și pare foarte simplu, dar e cel mai greu lucru pe care le avem de făcut. De ce? Pentru că atunci când ne oprim, este ca și cum ne-am mai luat doza de drog. Știți la ce mă refer? Că toate lucrurile respective, fie că sunt activități, persoane, chiar și dependențe de substanțe și așa mai departe, ne dau o doză de dopamină și de multe alte lucruri. Da? Și devenim dependenți și de gânduri, spuneam, gândurile sunt cea mai mare adicție, de persoane, de activități, chiar și de sport în exces și de foarte multe lucruri care pot părea sănătoase la prima vedere. Și e foarte greu să facem tranziția, cel puțin la început, mai ales când începem să ne oprim mintea, să începem să medităm, ies la suprafață toate bagajele. Da? Și nu mai luăm plăcerea de la lucrurile respective și de asta e un proces un pic provocator, de asta mulți oameni odată nici nu se gândesc sau nici nu știu că există și altă variantă de a ne trăi viața și a doua oară dacă încearcă, dar nu sunt prea hotărâți, n-au niciun commitment, da? Nu e ușor la început. Simt să vă împărtășesc o experiență de acum mai mulți ani pe care n-am împărtășit-o nimănui până acum decât unui călugăr, unui swami din ashram, pentru că nu știam ce se întâmplă, mă rog, vreau să înțeleg mai bine ce se întâmplă. Acum mai mulți ani, prin 2019, dar eu cam din 2016 am început, da, am schimbat radical totul, au fost primele procese de awakening, am început să meditez, da, foarte intensiv. Cam perioada asta, vreun an, până în 2019-2020, am stat în așramuri și în rest am stat la cornul, singur, da? Fără nicio distragere, în care eram foarte dedicat pe meditație, pe self-realization, pe tot procesul ăsta interior. Nu făceam aproape nimic altceva decât studiul scripturilor, meditații, pranayama, tot felul de tehnici. Fusesem inițiat în Kriya Yoga și practicam și aveam experiențe din ce în ce mai profunde, stări elevate de conștiință, de bliss, din ce în ce mai profund. Și la un moment dat, într-o seară, nu știu cât era, probabil spre 10 seara, făceam meditația de seară, în mod normal făceam cam o oră, poate un pic mai mult și ce s-a întâmplat într-o sesiune din asta a fost așa, out of this world, dar o să vedeți de ce vă împărtășesc asta și ce am învățat din experiența asta. La un moment dat, știți că am făcut la meditație, cumva trecem printre nori, prin subconștient, ajungem deasupra norilor, în supraconștient, da, toate simțurile încep să se
da? Retragă tot mai mult în interior, pătrundem către corpurile subtile ale ființei. Respirația se liniștește, gândurile se reduc aproape complet. Respirația devine atât de fină încât aproape simți că se oprește. Și am ajuns într-un astfel de moment în care simțeam că respirația are tendința să se oprească și mi-era frică, și cum împărtășit și Alexandra la trecută ceva similar. Și a apărut această teamă care e legată cu frica de moarte, cum dacă ți se oprește respirația, corpul, păi, dar mai existi, mai trăiești, ce se întâmplă? Și mai făcuse, adică se mai întâmplase anterior ceva similar și de data asta am ales să mă încred, pentru că dezvoltasem relația cu divinitatea, cu maestrii și m-am lăsat, m-am încrezut. Și ce s-a întâmplat este că s-a oprit respirația. Nu știu pentru cât timp, că au fost secunde sau minute, nu pot să-mi dau seama. Însă ce s-a întâmplat este că am intrat cumva într-o altă lume, dimensiune, de expansiune completă, cumva, nu numai deasupra norilor, cumva dincolo de planetă, dacă vreți, în care simțeam că nu mai sunt aceleași legi, gravitație sau karmă sau senzația corpului era total inexistentă, era o senzație completă de expansiune, de una cu totul, în care predomina o iubire atât de profundă, de nedescris în cuvinte, o bucurie atât de mare, fără ce nu poate fi înțeleasă cu mintea. Și stat acolo o perioadă, nu-mi dau seama cât mă ținea, experimentam, adică era o trăire care nu te plictisea de ea niciodată, oricât ai fi stat. Era atât de profundă și ce am înțeles în experiența aia, foarte multe. Odată de la cine sunt, care este natura noastră cu adevărat, pentru că știu că nu este numai despre mine, starea asta de bliss despre care vorbesc și de asta o cred cu tărie în ea, pentru că am experimentat-o și este un adevăr pentru mine. Și la un moment dat, na, am revenit ușor, ușor în corp, care era așa înmuiat, cumva m-am scurs, cred că m-am căzut, m-am întins pe jos și am început să plâng, da? Plâns. Bineînțeles, de recunoștință, de copleșire, de cum vreți să-i spuneți. Și chiar dacă au mai fost cel puțin încă un moment similar și încă câteva pe aproape, însă viața mi s-a transformat radical după experiența asta. Chiar dacă e o experiență și acum nu mai pun atât de mult nu-i mai dau atâta putere, pentru că am înțeles că este doar o experiență, însă odată ce vezi adevărul și îl trăiești, nu mai poți să nu mai vezi. Și spuneam, după câteva luni, când am fost în ashram, în California, și am discutat acolo cu călugărul șef Swami și am împărtășit experiența asta, a zis, da, explorat, nu știu ce, m-a mai întrebat câteva lucruri și la un moment dat îmi vine să-l întreb. Și a fost ăsta un samadhi? Și eram așa surprins. Adică, nu știu, da. Și el s-a stat un pic, s-a gândit și a zis, hai să-i spunem un mini samadhi. Și am început să râdem amândoi și nu știu ce, ne-am amuzat pe seama asta. A doua zi la prânz, când eram cu toți călugării, voluntari, acolo, cu toată lumea, după, nu se vorbea, dar după masă a venit și a ținut așa o discuție și a menționat așa că unul dintre
membrii, participanții mai noi, că a avut o experiență de asta, a spus, am numit-o așa un mini samadhi, nu știu, și a fost, n-a dat nume, bineînțeles, pentru că lucrurile astea nu se împărtășesc, nu, da, sunt experiențe foarte personale. Dar ce a fost interesant și relevant este pentru am avut reacția celorlalți care s-au simțit, au spus, wow, e foarte inspirațional, mai ales că e cineva nou și așa, că a depus eforturi intensive, adică s-au simțit foarte impulsionați de experiența asta. Și ăsta este motivul și pentru care am simțit să împărtășesc acum, am simțit că a venit momentul, pentru că, da, o perioadă am crezut că e cea mai mare realizare a vieții mele și eram destul de atașat așa de ea, însă mi-am dat seama că e departe de acest lucru, pentru că am înțeles în ultimii ani mult mai bine procesul integrării, evoluției și, de fapt, ok, divinitatea ne dă anumite semne, ne cheamă acasă, avem anumite experiențe, însă experiențele sunt experiențe. Ne învață extrem de multe, însă avem de făcut după aceea munca. Ceea ce înseamnă integrarea, pentru că după aceea observam contrastul când meditam față de când reveneam la, să zicem, conștiința normală, care de fapt aia e anormală. Și era contrastul din ce în ce mai mare și tendința era să mă duc tot mai mult în meditații și să evit, da? Să cu ce avem de făcut aici la nivel fizic, banal, umbre, răni, copil interior și toate astea. Și de fapt, asta a devenit călătoria în ultimii ani de vindecare, de integrare, de alchimizare și de fapt de unde am plecat, da, în călătoria astăzi, de la minunata mea schemă, că de fapt spuneam, fluxul ăsta există în permanență. Și noi nu-l putem experimenta, simți, pentru că avem bagajele astea, da? Care blochează fluxul energiei. În meditație, ce se întâmplă este că, cumva, într-un fel artificial, dacă vreți, sau luăm, de fapt, o rachetă și trecem printre nori. Și atunci ne ajută să experimentăm natura noastră, soarele, dacă vreți, în mod direct. Și e excepțional pentru că ne reamintim cine suntem cu adevărat. Însă se întâmplă și anumite alchimizări numai din meditație, însă munca cu adevărat pe care o avem de face, o avem de făcut, da, ca un copac, da, care își extinde ramurile, dar avem de făcut munca la rădăcină. Și anume de a lucra cu toate aceste bagaje, nu sunt suficient de bun, nu merit. Da? Și de multe ori nici nu le putem defini, însă ele se simt inconfortabil, pentru că atunci când s-au stocat cu durere și acum procesul de alchimie presupune de a simți aceste lucruri când ies la suprafață.